キコリキ。Poveste de Revelion, episodul 1. Știi deja cum ai de gând să sărbătorești anul nou? Păi, o să dorm. Reușești să mă uimești mereu. Nu înțeleg cum poți să dormi de anul nou. Ei bine, știi doar că asta este natura mea. Trebuie să dorm iarna, asta fac urșii. De fapt, anul acesta chiar am întârziat puțin. Am strâns ceva grăsime, dar cu toate astea nu pot deloc să adorm. Nu e natura ta, e temperamentul tău. Este anul nou, o sărbătoare, o poveste, strângării festive. Toată lumea e copleșită de emoții. Dar tu nu ești copleșit de absolut nimic. Doar a strâns ceva grăsime, spune el. Am un temperament foarte bun, doar că sunt foarte tăcut. Aha. Dacă un buștean ar putea vorbi, ar spune și el la fel ca tine, că e foarte tăcut. Vrei să spui că sunt un buștean? Mai rău! Dintr-un buștean poți face ceva interesant, dar cu tine nu se mai poate face nimic. De parcă singurul lucru ce contează în viață sunt câteva costume, mascarade, fantezii stupide și ce se mai poartă anul ăsta. Doar pentru că cineva își face treaba și apoi doarme o perioadă, îl numești buștean? Scrofi, să știi că și eu privesc viața într-o manieră filozofică. Bine? Noapte bună, domnule filozof! O, da, așa e, grăsimea, ce să zic. Nu le pasă decât de podoabe. Bună seara, micuțul meu elf. Bună seara, tu cine ești? Sunt o zână. Super. Deci, Săpescu a hotărât iar să nu sărbătorească anul nou. Și încă cum? Luminile chiar nu funcționează. Hai să nu-l judecăm pe Săpescu. Cu toții suntem diferiți. Ne plac lucruri total diferite. Ne luăm energia din lucruri diferite. Pentru unii 120 de volți sunt prea mulți. Unora le place să doarmă jumătate de iarnă, altora le place să se distreze. La 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 la, le vom juca până dimineața. La 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 la, n-o să obosesc nici când. La 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 la. Deci, dacă Săpescu o să intre la hibernare, nu am putea să-i împrumutăm luminițele? Ha? Atunci încearcă să-ți prinzi în amicul meu, Elva! Prinde-mă dacă poți! Nu poți să fugi de mine! Nu știi că elfii pot fugi foarte repede? Ei pot chiar să și zboare! Hai după mine! Cineva o să ajungă cu nasul în zăpadă! Și știu cine! Tu încearcă numai! Și o să te transformi imediat într-un urs! Prinde! Acesta e prietenul meu, Corbescu, iar aceasta e Tigroica. Este o zână. Ai ajuns în sfârșit, minunatul meu pitic. Pitic? Pitic? Minunatul meu pitic. Îmi pare rău, prietene, dar acesta nu e un moment potrivit. Trebuie să pleci. Pleacă! Îți mulțumesc pentru tot, micuțul meu elf. Dar acum trebuie să plec cu minunatul meu pitic. Nu! Nu! Nu trebuie să pleci! În curând o să fie anul nou! Trebuie să-l sărbătorim și să ne distrăm! La revedere, micul meu elf! Tigroaică! Tigroaică! Sărbători fericite vă doresc! Ar fi trebuit să verificăm întâi luminile astea! Vă poate că de fapt nici nu merg. Poți să le repari dacă nu funcționează? Nu pot să fac asta. Dar sunt până la urmă, tu ce poți să faci? Eu sunt un pitic minunat și mic. Nu am dungi și blană, ca iubita în diafană. Milu, ridică-te chiar acum! Intră acolo și trezește-l pe Corbescu la realitate! Dintr-un motiv oarecare, cred că nici Corbescu și nici realitatea nu au nevoie de asta. Nu ai pic de curaj! Iașule,
afară, te-aș pune într-o ramă. Nu poți să faci asta. Eu nu o voi face. Suntem prieteni, dar până la un punct. Corbescu, eu prețuiesc prietenia. Dar ne cunoaștem de atâta vreme și nu m-am schimbat așa de mult cu trecerea anilor. Dar Tigruaica m-a făcut să fiu un urs mai bun. Acum sunt mai fericit și mai plin de viață. Nu mai este nici cu mine, prietene. M-a părăsit pentru un ren cu coarne. Dintr-o dată mă simt foarte adormit. Cu cine ai spus că a plecat? Cu un ren. A stors din mine toate secretele mele de pitic și a plecat la Polul Nord cu un ren. Mă sting de dor! Kikoriki! Numai munți. Ce frumos! În curând capul meu va fi plin de gânduri sublime. Nu va fi deloc ca aici. Poate sunt deja suficient de inspirat încât să încep un poem genios. N-am vrut să se întâmple asta. Chiar am strigat: ai grijă! Milu? De ce? Ce-ai mai făcut?
făcut? Totul este bine, îmi place. Este mai multă, mult mai multă inspirație. E mai puternică decât acolo jos. Crede-mă. Inspirația? Da, desigur. Ui! Nu știu ce e asta, dar nu e ceai. Eu nu știu cum poți să bei asemenea prostii. Deja m-am obișnuit cu el, îmi place. Bine, în orice caz. Este destul de întuneric și trist aici. Dar nu-ți face grijă, rezolvi asta imediat. Nimic nu a trebuit să stea în scala inspirației tale. Stai liniștit, mă ocup eu. Profi, lasă-mă să te ajut. Nu, mulțumesc, o să fac eu asta. Nu vreau să risc să-ți pierzi inspirația. Ai înțeles? Profi! Nu-ți face griji, o să aduc eu apa. Tu continuă să lucrezi. Milu, ce crezi că faci aici? Dacă nu ai de gând să faci nimic folositor, cel puțin ai putea să nu stai în cale. Versiunea în limba română a fost Kikoriki. Camera groazei. Adunați-vă, dragii mei prieteni. Bună seara. Este timpul să construim un spațiu de odihnă și recreere. Să ne construim propriul nostru parc de distracții. Ce părere aveți? Ura! O să avem? Dă-i drumul. Leagă-ne, un carusel, o casă a distracției și o casă a... Tristeții? Nu, o casă a groazei. Dar nu va avea nimic înfricoșător. Va fi ca o casă a distracției, doar că va fi un altfel de amuzament. Acum o să împart responsabilitățile, iar mâine vom începe construcția. E clar pentru toată lumea? Aș vrea să lucrez la camera groazei cu ariciul. Doar că nu înțeleg ce înseamnă un altfel de amuzament. E ca atunci când începi să râzi, înainte să te sperii. Unde pun asta? Unde pun asta? Deci, unde pun asta? Unde pun asta? No. Cum merge treaba? Avem câteva idei. Par destul de înfricoșătoare. Dar nu suntem siguri că sunt destul de amuzante. Ei bine, hai să le aflăm. Să mă înțepe, Albina. Unde să pun asta? În regulă. Uite ideea. Vizitatorii intră și nu văd nimic altceva decât o poză mai veche de-a lui Ariciu. Poza în sine este amuzantă și puțin înfricoșătoare. Dar asta nu e tot. Pe măsură ce vizitatorii se apropie să vadă mai bine, noi sărim din spatele pozei și îi speriem! Nu știu, nu sunt foarte sigur. Nu prea sunt sigur. Avem nevoie de un cobai. Trebuie să găsim pe cineva. Ce am de făcut? Nu-ți face griji, o să spun. Prieteni, am nevoie de ajutorul vostru. Hei, unde sunteți? Ariciu! Ce amuzant!
somnoros de parcă s-a trezit, dar tot i-a dormit. Cine ar fi putut să-i facă o poză așa de umoasă? Și de amuzantă, uite-te la el. Ce nătărău. Bă! Da, mai de bine. E așa de speriat. Vai de mine. Deci, a fost amuzant? Foarte amuzant. Amuzant rău de tot, da. Se aprobă, prieteni, dar tot mai trebuie să găsim și altceva. Corbescu, construcția noastră cred că a trezit fantomele din zonă. Erau mari de tot. Stai liniștit, nu există nicio fantomă. Ție poate că nu-ți vine să crezi, dar eu le-am văzut cu ochii mei. Tu i-ai văzut pe Țopa și Ariciu costumați, dar nu trebuie să afle nimeni. E o surpriză pentru toată lumea. Dar asta e ideea lor. Nu e rău, nu? Ia zi. Țopa! Ariciu! Poftim! Chiar am trezit fantomele din zonă! Fugiți! Salut! Noi am terminat lucru mai devreme și hotărât să ajutăm pe Țopa și Ariciu să facă monștri pentru Camera Groazei. Poftim! Deci, cum ți se pare? Tehnologie de ultimă generație. Conceptul e aprobat? Ce părere aveți? Nu este aprobat. Este fricoșător. Nu e amuzant deloc. Kikoriki Maratonistul. Ești doar obosit. Ți-ai folosit creierul prea mult. Folosește altceva, ca de exemplu picioarele. Da, asta e. Ai nevoie să te apuci de alergat. Eu sunt poet. Treaba mea este să scriu poezii, nu să alerg. Dar o schimbare îți va face bine. Dar o să mai pot scrie din nou. O să fiu eu inspirat. O să pot scrie... Clar ca lumina zilei. Și cât de mult trebuie să alerg? Până îți regăsești pofta de viață. Pe drum eu singur azi alerg, ha, ha, eu Milu, și praful drumului îl șterg, ha, ha, eu Milu. Iar voi ce credeți că greșesc, ha, ha, eu Milu, eu sunt puternic și sosesc. Ha, Milu! Maratonist aș putea fi, ha, ha, eu Milu, ca mine nu vei mai găsi, ha, ha, eu Milu. Să respir eu pot ușor, eu Milu, privirea nu mi-o mai cobor. Ha,
Și ascultați acum de vreți, ha, ha, la Milu, când inspirație n-aveți, ha, ha, ca Milu, și când ești tare indecis, ha, ha, ca Milu, și crezi că drumul ți s-a închis, s-a închis, s-a închis. Dar dacă atunci veți alerga, ha, ha, ca Milu, voi de tristețe veți uita, ha, ha, ca Milu, făcând cum fac ceilalți atleți, ha, ha, ca Milu, probleme nu o să aveți. Unde se duce? Milu, sunt aici! Tocmai ai trecut de muza ta! Muza lui, dragă fată, trebuie să-l ajute să creeze arta. Să creeze arta, să fie inspirat. Câștigul n-are importanță, ha, ha, la Milu. Diplomele n-au relevanță, ha, ha, la Milu. Iar bani dacă veți câștiga, ha, aleargă, ha, Milu, Milu, aleargă. Nu știu la ce v-ar ajuta, ajuta, ajuta. Mai importantă inima, ha, ha, eu Milu. Și cum te simți tu pe șosea, ha, ha, ca Milu. Mușii îți sunt onifiați, ha, ha, ca Milu. Iar toți te privesc puțin șocați. Pun mult zahăr, am nevoie de energie. Poate ar trebui să mă apuc și eu de alergat? Poate ar trebui să mă apuc și eu de alergat? Asta o să fie o capodoperă. Când o să se oprească din alergat și o să se apuce de scris, o să creeze o capodoperă. Respirația e stabilă, pulsul e normal, nu e nicio problemă. La inspirație? O să găsesc și inspirația imediat. Bine, bine, bine. Aleargă cu mine, aleargă și nu te opri. Aleargă tu, Milu, aleargă și nu te opri. Aici, da, aici, pun-o aici, mai la dreapta, bine, bine. Nu e de ajuns, avem nevoie de mai mult. O să scrie foarte mult timp. Fiecare kilometru pe care îl aleargă se va transforma într-un vers genial. Cum adică a dispărut? Probabil că a luat-o pe o altă rută. Îți spun eu, a dispărut! Continuăm reportajul de la cel mai important maraton al anului. Cei mai buni atleți din întreaga lume tocmai au trecut linia de sosire. Și acum avem ocazia să-l întrebăm pe campion câteva lucruri. Acest atlet necunoscut până anul acesta și-a dobândit cu greu locul în sala celor mai buni alergători. Milu, spune-ne, cum te pregătești pentru curse? Ce faci în timpul liber? Care e secretul succesului tău? Spune-ne, Milu! Ce fac în timpul liber? Ei bine, între curse scriu poezii. Nu e nimic special, e doar ceva diferit și face bine corpului. Au dublat actorii Viorel Ionescu, Anca Iliese, Gabriel Spahiu, Ionuț Pohariu, Cristi Niculescu, Ionuț Grama, Constantin Lupescu și Serghi Chicoriki. Deschide fereastra!
Nu știi că o să lași tot aerul rece înăuntru. O casă? Ce fel de casă este asta? E doar o încăpere. Și o încăpere are întotdeauna nevoie să fie aerisită. De ce nu aerisești atunci când eu nu sunt aici? Aerul curat nu este la fel de important ca sănătatea mea. Aerul curat este bun pentru sănătatea ta. E așa îmbâxit aici că nici nu poți respira. Eu pot să respir și nu am nevoie de aerul tău curat. Ascultă, dacă tot am fost de acord să te ajut să faci curat în cocioaba asta, măcar ai putea să nu stai în cale. Ar trebui să ieși să faci o plimbare, dar tu stai aici și mă încurci. Faci asta intenționat, nu-i așa? Încerci să mă îmbolnăvești? Adică să mă îmbolnăvești cu adevărat! Nu-ți permit! Ești sănătos ca un taur! Ai nevoie doar de niște aer curat! Ia, nu mai comanda tu la mine în casă! Eu nu am vrut decât să-l ajut cu cele mai bune intenții. Nu am vrut să fac nimic rău. Aveam și alte lucruri mai importante de făcut. Aerul curat e bun pentru sănătate, nu? Și mi-a zis: tu special faci asta ca să mă îmbolnăvești, nu-i așa? Oh, e îngrozitor. Dacă s-a întâmplat așa cum ai spus, atunci comportamentul lui este de neiertat. Este lipsit de maniere și se spargă fereastra urât. Și atunci ce să fac? Așteaptă până își dă seama de ce a făcut și își cere scuze. Și dacă nu își cere scuze? Comportamentul ăsta este de neconceput. Lasă-mă să-ți spun o poveste. Scuze pierdute. Cu mult timp în urmă am avut și eu un prieten apropiat. Totul a fost minunat până când mi-a rănit sentimentele. Am tot sperat că își va cere scuze, dar n-a făcut asta. Ce era să fac? Să spun, nu-mi pasă, rănește-mă în continuare. Nu, nu puteam face asta. Așa că am plecat și nu l-am mai văzut de atunci. Scrofi! Și dacă prietenul tău ți-a rănit sentimentele din greșeală? Poate că n-a vrut ca lucrurile să iasă așa. Ce pur și simplu s-a întâmplat? Dacă acesta ar fi fost cazul și ar fi dat seama de ce am plecat, dar se pare că nu avea nevoie de prietenia mea din moment ce nu s-a obosit să încerce. E așa de trist. Prietenia este imprevizibilă. Cufărul meu, pe de altă parte, este diferit. L-am avut toată viața și nu m-a trădat niciodată. Scrofi! Uită-te la pălăria asta, ce povești te-a spune. Uite discul meu preferat. Uită-te la pălăria asta, câte amintiri. Ce povești ți-aș putea spune? Și revistele astea ce sunt? Unele pagini nici nu sunt lipite. Acelea, obișnuiam să le cumpăr mai de mult. Dar niciodată nu am avut timp să le citesc. Credeam că o să le citesc când mă voi retrage, dar nu am apucat. Uite scrisoare! Poftim? Nu se poate. Dragă, de ce nu mi-ai răspuns la scrisori? Ți-am trimis 30 până acum. 30 în care te rugam să mă ierți. E doar vina mea. Iartă-mă, te rog. Uite, mai sunt aici câteva. Oficiul poștal probabil că le-a pus în reviste. Nu
ți le-am mai trimis separat din moment ce veneau pe aceeași adresă? Știu că este vina mea, dar de ce trebuie să pleci? Mă gândesc într-una la tine, dar cred că nu mai... Dar cred că nu mai vrei să ai de face cu mine, îmi pare rău. Milu! Ce s-a întâmplat? M-am întors. Și acum pot să-ți cer iertare. Mă sting de dorul tău. Versiunea în limba română a fost produs Kikoriki. Este îngrozitor. Nu-mi vine să cred. Căscați ochii și fiți atenți. Fiți și voi atenți. Surprinzător. Chiar dacă seva copacului mărgărit are un gust și un miros îngrozitor, copacul are totuși foarte mulți fani. De îndată ce cineva îl încearcă odată, nu se mai poate lăsa. Și această persoană este condamnată să-și petreacă restul vieții mestecându-i frunzele amare. Nu înțelegeți? Își petrec restul vieții mestecând frunzele chiar dacă nu vor asta. Vieții fraie, oare cum a fost găsit copacul ăsta până la urmă? Vieții de ei, nu i-a avertizat nimeni înainte de a încerca chestia aia amară. Odată ce au făcut asta, era deja prea târziu. Din acest motiv, propun să interzicem mărgăritul la noi. Dar ce fel de copac e acesta de care vorbești? Cui pasă? Cine este pentru? Șah și mat. Fructul interzis. Dragul meu, ai auzit ceva de copacul acela? Copacul de mărgărit? Da, acela. Am auzit ceva despre el, dar nu mai mi-amintesc ce anume. Eu acasă am un atlas botanic. Mai bine ne uităm mâine pe el. E doar un copac obișnuit, nimic deosebit. Pun pariu că e prea frig pentru el în zona noastră. Probabil că se găsește pe lângă ecuator. Este rar, dar se spune că poate crește în mlaștile de prin zonă. Nu te ridica, prietene. Nu vreau să te deranjez. Vreau doar să mă uit la copacul ăsta dintr-o perspectivă științifică. Poate are un miros intoxicant, astfel încât seva lui dezgustătoare pare mai delicioasă și mai nutritivă decât este cu adevărat. Sau poate are nevoie de ea pentru polinizare și adaptare fenomenală la mediul vin. Ai grijă, prietene! Mă tem că nu vom putea să satisfacem curiozitatea chiar și pentru știință. Se pare că nu crește pe aici, prin zona noastră. Păi și acela ce este? Ăla este... să mă înțepe țânțarul. Ia uite, se mișcă. Aha! Și ce facem cu interdicția legată de mărgărit? Nu se știe ce vom face cu el. Poate o să-l folosim ca lemn de foc. Bine, toamna o să avem nevoie de lemn de foc. Știu totul despre lemnul vostru de foc. Ia adu-l aici. Da, frunzele se potrivesc? Nu, coroana are aceeași formă. Miroase puțin a cauciuc. De ce ar mânca cineva frunzele astea dacă sunt așa dezgustătoare? Și de ce să le interzice? Eu și Ariciu ne-am gândit și am decis că frunzele nu pot fi așa de rele. Ar putea fi delicioase. Și pentru că sunt așa de rare, oamenii răspundesc zvonuri despre ele ca să poată avea mai multe pentru ei. Ai logică ceea ce spui, dar trebuie verificat ca să fim siguri. Au! Deci... Are un gust rafinat. Puțin amar, dar nu e deranjant absolut deloc. Încearcă să o mesteci, poate se mai e dulce. Puh, nu, este amară. Păi la ce te așteptai? S-ar putea să nu fie copt încă? Sau poate trebuie preparat într-un fel?
Două găleți de frunze, trei linguri de scoarță pisată, apasă ușor, amestecă și fierbe până când are o consistență groasă și maro. Mărgăritul are mulți admiratori cunoscuți, printre care minți strălucite și celebrități. Îmi cer scuze pentru asta, dar ei știu mai multe decât tine. Nu asta am vrut să spun! Adică e grozav! Ce? E cumva iute? Nu, e pur și simplu dezgustătoare. Are un gust fenomenal de îngrozitor. Nu am gustat ceva mai rău decât asta. Păi da, dovada era în budincă. Da, cam atât cu zicala. Fructul interzis este cel mai bun. Vai de mine, nu mă pot abține. Repede, unde este? Vai, Lanuș, dar de ce o mesteci? Nu iute? Ai uitat că acest lucru oribil creează dependență? E și motivul pentru care l-am interzis de la început. Dar e în regulă, prima dată a fost mai rău. Acum nu mai e așa îngrozitor. O să mă obișnuiesc. Parcă nici nu mai e chiar așa de rău. Dar o să mă obișnuiesc. Kikoriki. Este primăvară. Totul în jur începe să înmugurească, iar mama natură revine la viață. Dar dacă pentru mâncare depinzi de mama natură, de multe ori nu ai timp să-i admiri frumusețea. Trebuie să ari, să însămânțezi și să fertilizezi, astfel încât toamna să poți aduna suficientă mâncare. Lanuș! Adu pe toată lumea! Trebuie să arăm grădina de legume! De ce? Cum adică de ce? Ca să plantăm semințe! De ce? Care-i problema ta? Adu pe toată lumea să arăm grădina de legume! Nu mai avem nevoie de toate astea! Acum ne hrănește soarele! Doar soare și mult ceai indian! Ceai indian, ceai indian, hari, 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 hari. Ceai indian? Ceai indian. Soarele ne umple de energia lui. Simt cum corpul meu își recapătă puterea. Sunt un panou solar uriaș. În afară de energia solară, mai am nevoie doar de câteva vitamine ce pot fi găsite în ceaiul indian. Te rog, iau doar o sorbitură. Și nu am nevoie de nimic altceva. O bucată de tort nu ar strica. Te rog frumos, cei care nu au nevoie să fie eliberați de tentația torturilor și altele asemănătoare pot să se ducă să-și petreacă viața mâncând neîncetat dulciuri. Prieteni! Dacă nu începem să plantăm acum, gândiți-vă că la toamnă o să avem hambarele goale! Nu o să avem ce mânca! Continuați să absorbiți energia solară! Eram și eu ca tine, prietene, prins în plasa iluziei și a fricii. Dar iarna aceasta, într-o după-amiază friguroasă de februarie, urmăream un film indian și am văzut lumina! Dar... indienii nu cultivă altceva decât ceai și nimeni nu se plânge. Acolo toată lumea dansează, toată lumea cântă, toată lumea e așa de fericită și de însorită. Mă vei întreba de ce? Pentru că trăiesc doar cu energie solară și mult ceai. Dă-mi o bucată de prăjitură. E așa de foame, văd pete peste tot. Acesta este un semn foarte bun. Ai puțină răbdare și o să experimentezi o stare nouă și extraordinară. O să te eliberezi pentru totdeauna de povara torturilor, covrigilor și produselor de patiserie. Ceai!
Cum te simți, Scruffy? Înainte de a părăsi lumea aceasta a iluziei, aș vrea să interpretez pentru voi un dans final, chiar aici. Dragostea mea, respirația ta este ca adierea printr-un crâng de mandarine. Mersul tău este mai ușor decât crema de pe o prăjitură. Buzele tale sunt mai aprinse decât dulceața de cireșe. Când mă privești, inima-mi tresaltă ca un frigider gol. Când mă uit la tine, uit totul, uit de foamea mea! E bine, e iarnă. Și recolta? Ăsta leșina de foame? Nu, a intrat în hibernare. Până primăvara viitoare. Hibernează, nu mănâncă, doar își suge laba. Noi ce facem? Sistemul funcționează pentru India. Acolo e mereu soare. Dar aici trebuie să luăm în considerare zilele scurte de iarnă, norii și precipitațiile. Și lipsa de elefanți. Uite, uite! Săpescu zâmbește în somn. Cred că visează ceva foarte gustos. Nu! Uită-te cât de fericit este! Cântă! Visează la India. Haideți să-l mâncăm. Versiunea în limba română Kikoriki. Tu ce crezi? Crezi că viața nu înseamnă mai mult decât să te dai în leagăn, ha? Așa-i? Dar să faci fapte bune? Ți-am adus niște flori. Ești așa de calculat. Pentru fapte bune nu trebuie să aștepți recompensă. Nu știai asta? Trebuie să fie un act altruist. Tu nu citești deloc? Poftim! Asta e despre bine și rău. Aici o să afli cum să devii atractiv și cum să câștigi dragostea cuiva. Bunătatea, răutatea și fetele. Asta e ciudat. Toți răufăcătorii au haine grozave, dar din același motiv ciudat, toate prințesele îi aleg pe tipii buni la sfârșit. Poate că pe fete le atrag hainele albe și drăgălașe. Or fi la modă. Regulă. Nu e rău deloc. E timpul să fac niște fapte bune. În numele binelui suprem. Milu, ce Dumnezeu ai făcut acolo? O faptă bună. Aha! Ui, să mă înțepe, Albina. Salutare.
Vai de mine, m-ai speriat. De ce ești îmbrăcat așa? Spune-mi, Săpescu, dacă ajuți un prieten, asta e o faptă bună? Evident că este. Nu e nevoie să-mi mulțumești. Sunt altruist, dar te rog, nu te enerva dacă nu-mi iese din prima. În numele a tot ce este bun, am să te ajut. Am să te ajut în lucrarea ta. Cu acest cui și cu acest ciocan. Te implor, nu faci asta. Milu, nu, o fac eu. Pleacă, Milu, de aici! Te implor, pleacă! Am vrut să fac bine. Am încercat să ajut. Pleacă, Milu! Acum trebuie să-l curăți pe aici. Cum s-a întâmplat asta? Am vrut doar să fac lucrurile mai bine, dar am reușit să fac totul mai rău ca înainte. Am avut cele mai bune intenții, dar totul s-a destrămat. Am căutat dragoste, dar nu am găsit decât lacrimi. Nimeni nu mă iubește mai mult ca înainte. Poate că nu e pentru mine să fac bine! Poate că ar trebui să joc la cealaltă echipă. Ce părere ai? Am să trec de partea răului neprihănit? Calea întunecată ce mi se întinde în față e una plină de pericole, neînțelegeri și singurătate. O să devin misterios și evaziv. Nu sunt sigur că o să mă iubească pentru asta, dar nu-mi pasă. Trebuie să încerc și asta. Poate că ăsta este drumul pe care trebuie să-l urmez. Iar hainele mele sunt mai dramatice și mai stilate. Și o să arăt mult mai bine. Cine a spus despre copii că nu ar trebui să se joace cu chibrituri? Păi era și timpul! Începeam să-mi fac griji că va trebui să vin să te scot din casă! Ți-ai pierdut mințile sau ce? Ce tot faci? Nu se vede! Sunt rău, de un rău pur! Și mai rău? Nu le-ai făcut suficient rău lui Săpescu, Bufita și celorlalți? Nu, acelea au fost faptele mele bune. Și care-i diferența? Păi, nu știu să-ți explic. Ai luat o raznă de tot? Ce nu înțelegi? Înainte de a face cuiva un bine, trebuie să te gândești dacă îi faci bine cu adevărat persoanei respective sau nu. Este mult prea complicat. Nu mai înțeleg nimic. Vreau să fac bine, dar totul ajunge să fie un dezastru. Așa că am hotărât că poate nu mă pricep să fac bine. Și sunt mai bun. Amade! Uai! Ce faci? Ce faci? Arătam așa de bine în costumul ăla. Mă făcea să par misterios și singuratic, periculos și dezinteresat. Nu o să mai fie niciodată un răufăcător așa de arătos cum eram eu. Prostănacule, fetelor le plac băieții buni. Dar de ce? Pentru că binele învinge întotdeauna. De aceea fetelor le plac băieții buni. Kikoriki. Este o vreme minunată, mademoiselle. Nu-i așa? Grăh, grăh, grăh. Mă gândeam că am putea să facem un picnic, drăguț. Minunată vreme, mademoiselle. Mă gândeam că am putea să... Milu! Nu înțeleg de ce nu mi-ai spus niciodată! Nu am niciun pic de talie! Sunt atât de grasă și de urâtă! Tu ești frumoasă! Aha! Deci nu negi faptul că sunt grasă, asta e! Gata! Începând de astăzi, nu mai mănânc nimic! Absolut nimic! Acum, ce spuneai?
E bine, vroiam doar să ieșim puțin la plimbare, pentru că vremea e frumoasă. Dieta pentru scrofi. Nu-i așa că totul este minunat? Când greutatea nu te trage în jos? Nu am simțit niciodată așa de ușoară și de lejeră! E minunat! Necomestibil, omul de oțel. Necomestibil. Corect. Stariol. Necomestibil. Prieteni, ce jucați aici? Comestibil, necomestibil. Ia de aici, morcov. Comestibil, pantofii lui Săpescu. Necomestibil. Cereale făcute din cactus. Comes, adică nu chiar comestibil. De ce nu te joci cu noi? O felie de pâine. Cu unt? Da, probabil. Și jele, necomestibil. Plăcintă cu mere. Necomestibil. Bomboană de ciocolată. Necomestibil. Cocoș cu cremă. Ce joc stupid. Necomestibil. Și nici măcar nu e amuzant. Atenția! Nu știu! Tu ești un poet sau ceva, nu? Recită niște poezii! Da! O secundă! O să... Unde-i? Da, poftim! De exemplu... Cum să te iubesc, frumoaso, ca ceaiul cu melasă? Nu era asta? O secundă? Poate asta? Asta cu siguranță îți va plăcea! Deci, ador dulceața de căpșuni! Mănânc acum. Adică scrii? Numai despre mâncare? Nu, păi, da. Atunci poeziile tale sunt stupide. Dacă nu vrei a mânca, nu e bine, draga mea. Uite, scrofii, ce-mi doresc. Tu mănânci, iar eu gătesc. Bună dimineața! Uite ce roșii uriași am crescut! Nu arătă mai mult a pepeni? Să mă înțepe albina! Oprește-te și servește niște salată cu sos acrișor! Hai să servești o salată! Da, da, da! Și dacă adaugi varză, sfeclă, cartofi și morcovi, poți să faci cea mai grozavă tocăniță! Foarte gustoasă! Cu crema acrișoară deasupra! De cât timp nu ai mâncat nimic? De 3 zile. Și în afara faptului că ești extenuată, ce altceva ai mai obținut din dieta asta? Oamenii te tratează mai bine? Ai devenit mai populară printre tinerii la modă? E chiar opusul. Totul mă deranjează. Sunt nepoliticoasă cu toată lumea. Ce spui de asta? În primul rând, trebuie să uiți de prostia asta cu dieta și lipsa taliei. Iar în al doilea rând, trebuie să ne o înapoiesc pe adorabila, minunata scrofii de care ne este dor. Dar voi redeveni ce-am fost? Scrofii! Ne bucurăm din tot sufletul că ți-ai terminat dieta! Dar nu ești deloc grasă! De fapt, e chiar opusul. Băieți, dacă ați ști prin câte a trebuit să trec ca să aud acestea cuvinte simple... Dar atât de necesare.
Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Lasă-ne un comentariu cu ce ți-a plăcut în acest episod. Nu uita să te abonezi!